La un moment dat a predicat cineva în biserică și era un frate care tu la trei fraze, la două fraze pe care fratele ăsta a predicat-o, le zicea tot, dă-i putere, Doamne, dă-i putere, Doamne. La care la un moment dat o zis omul, bă, am destul, mulțumesc, nu mai trebuie. Adevărul este că am mare nevoie de ajutor și de puterea lui Dumnezeu în această zi și vă rog să vă rugați și pentru mine, să vă rugați și pentru Emi. Să ne dea Domnul inspirație ca să putem să îl onorăm pe El și în același timp să vă fim de folos în principiile pe care vrem să vi le expunem. Fără prea multe cuvinte, sunt foarte mulți oameni tineri, entuziasmați în locul acesta, deși aminul vostru a fost cam anemic așa la început, dar cred că o să vă reveniți. O să vă rog să vă ridicați în picioare, lucru pe care știu că l-adorați, și vreau să citim în Ședinc 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 1. În clasica versiune Dumitru Cornilescu se găsește la pagina 483. 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 1. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf. A presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe. Și-a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor. A dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf. E adevărat că a făcut mult praf, dar ăsta a fost un praf sfânt, să știți. Și spune Biblia, a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel, apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atsalia, pe Maseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Amin. Știți ce v-am spus ieri? O să vă pun din nou să vă binecuvântați unii pe alții și chiar aveți libertatea să vă deplasați dacă trebuie. Aveți dezlegare. Mergeți și pe al doilea, pe al treilea rând, strângeți o mână tare. Deci, cine a avut urechi de auzit ieri, cred că astăzi i-a deschis gura. Și dacă o să iasă vreo nuntă în urma acestui salut, să știți că îmi rezerv dreptul de a veni la nuntă. În dreptul tău trebuie să mai aștepți mult, cred că încă 5 ani. Bun, îl cunosc un prieten. Mă rog ca Domnul să-i dea biruință. Țin minte când am citit pentru prima dată Biblia așa, dacă vreți, de la Geneza și până la Apocalipsa. Am avut așa tentative în tinerețe, în adolescență, dar n-am reușit să fiu foarte consecvent. Dar mi-aduc aminte, întorcându-mă la Hristos, undeva în jurul vârstei de 18 ani, m-am pus să citesc Biblia, ca de obicei, cum începem noi foarte entuziasmați, știți? Începem cu Geneza și foarte fain. Și am zis, voi citi Biblia, mi-am și propus în 3 luni de zile să citesc toată Biblia. A fost superb, Geneza, țin minte, poveștile ale cu Iosif, superb, cum se răstoarnă acolo toate situațiile de la o zi la alta, e superb. Exodul, nu mai vorbesc. Dar au venit
au venit Numeri, au venit Leviticul, era cât pe ce să pierd și-o pe acolo până pustiu, dar har Domnului am reușit să ies de acolo, am ajuns la Iosua, am ajuns la cărțile acelea frumoase, la textele profetice și țin minte că am ajuns la 1 și 2 împărați, 1 și 2 cronici. Și mi se pare foarte fascinant, nu știu dacă a străit sentimentul meu, dar după David vine Solomon, zice cuvântul Domnului, și după ce Solomon moare, cuvântul Domnului spune că împărăția se rupe în două, regatul de nord, Israel, și regatul de sud, Iuda. Și acum urmează cele două cronologii și descendența regilor. Și o să observați următorul fenomen. De exemplu, împăratul cutare, Roboam, a domnit nu știu câți ani, da, la Ierusalim. Și vezi că scrie acolo, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Ok. Acum, unul rău mai merge. Și vezi, dintr-o dată, după ce termin istoria lui, poate un capitol jumate, vine fiul lui. Și spune așa, împăratul cu tare, fiul cu tare, lui la care a fost rău înainte de el, da? A domnit 21 de ani la Ierusalim și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Acum aștia nu sare departe de trunc, e o vorbă românească. Bun, hai că înțeleg. Și acum moare și ăsta, da? Și vine băiatul lui. Și vezi din nou următoarea expresie. Împăratul cu tare a domnit 18 ani în Ierusalim și a făcut ce este rău. Bă, și deja atâta răui, că, sincer, la un moment dat așa o stare din aia, bă, dar numai niciunul nu-i bun, toți-i răi. Și a făcut ce este rău, și a făcut ce este rău, și nepotul său, și străbunicul său, și toți. Rău, rău, rău. Și dintr-o dată țin minte când am citit, repet, eram într-o noapte, când am citit așa, am mers prin 1 și 2 cronici, și țin minte când am citit lucrul ăsta. Gândiți-vă că veneam după Manase, care a fost cel mai praf dintre toți, cel mai rău. Veneam după Amon, care a fost băiatul lui Manase, care a fost omorât de bun ce-a fost, vă dați seama, a fost praf și ăsta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, parcă s-a luminat în miezul nopții, Iosia avea 8 ani, când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim, el a făcut ce este, mă așteptam să scrie rău. Dar scrie ceva diferit. El a făcut ce este bine. Și dintr-o dată vreau să vă spun că m-am oprit așa din cititul ăla foarte rapid cumva și m-am oprit, stai puțin. Ce-i cu omul ăsta? Avea toate premisele să fie un împărat rău. Avea un background familial dezastros. Să-l ai pe bunic ca pe Manase. Tatăl tău să fie Amon, care este ucis de către popor. Un împărat idolatru. Avea toate șansele, dragii mei, că acest copil crescut într-un mediu toxic spiritual, idolatru, într-un context dezastros, avea toate șansele să fie un împărat catastrofal. Și cu toate acestea, vezi că scrie, a domnit 31 de ani de la Ierusalim și a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și, dragii mei, în această zi, în contextul acestei conferințe, vreau să ne uităm puțin la viața lui Iosia. Știți de ce? Pentru că împăratul acesta, dragii mei, a fost cu adevărat un om pasionat. Într-o generație contaminată spiritual, într-o generație efectiv aplatizată din punct de vedere moral și spiritual, omul ăsta este în evidență. Omul ăsta are ceva diferit. Omul acesta, dragii mei, e un om cu adevărat pasionat de Dumnezeu. Și o să vedem lucrurile care îl caracterizează pe un om pasionat. O să vedem în această zi, dragii mei, ceea ce a făcut împăratul ăsta și ceea ce cred că ar trebui să facem fiecare dintre noi ca să ne definească termenul ăsta de pasiune. Pentru că împăratul Iosia a fost cu adevărat un om pasionat de Dumnezeu. Omul ăsta a fost fascinat, absorbit de Dumnezeu. Și primul principiu pe care îl văd în viața lui Iosia și cred că ar trebui să îl asimilăm și în viețile noastre este următorul. Împăratul Iosia, știți de ce este diferit de toți ceilalți? Știți de ce împăratul ăsta este bun înaintea lui Dumnezeu? Pentru că el a urmat calea lui Dumnezeu în generația în care cei mai mulți s-au bătut de la ea.
Ăsta este un principiu definitoriu pentru împăratul Iosia. Omul ăsta a urmat calea lui Dumnezeu într-o vreme și într-o generație în care cei mai mulți s-au obătut de la calea lui Dumnezeu. Era o vreme, dragii mei, de compromis teribil. Lângă templul lui Dumnezeu erau pari închinați Astartei și Baalilor. Pe aceeași stradă, dragii mei, era invocat numele lui Dumnezeu și invocat numele idolilor. Era o generație compromisă din toate punctele de vedere și cu toate acestea, uitați-vă la împăratul Iosia și o să vedem de ce omul ăsta a diferit, pentru că a urmat, pur și simplu, omul ăsta a urmat calea lui Dumnezeu într-o vreme în care cei mai mulți s-au obătut de lea. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, e o expresie aici interesantă, zice că a umblat în căile tatălui său, cine? Acum, oameni buni, David nu a fost tatălui din punct de vedere biologic. Din punct de vedere biologic, tatălui a fost Amon. Și cu toate acestea, Biblia, auziți, el a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu și a umblat în căile tatălui său, David. Băiatul ăsta, dragii mei, rămas orfan, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că auziți, deși la o vârstă foarte fragedă, își-l asumă ca model de viață. Își asumă ca model de viață și cale de urmat, își asumă pe David din punct de vedere spiritual, dragii mei, pentru acest împărat, pentru împăratul Iosia. David a fost tată. Știți de ce? Pentru că a vrut să urmeze calea pe care a urmat David, un om după inima lui Dumnezeu. Și asta îl face diferit, pentru că, și vreau să vă uitați la câteva repere cronologice din viața împăratului Iosia. La 8 ani ajunge împărat, la 8 ani. La 16 ani, în al 8-lea an de domnie, probabil că mulți aveți vârsta aceasta, 16 ani, în plină adolescență, la 16 ani, zice Biblia, că a început ce să facă? La 16 ani a început să caute pe Domnul, în al 8-lea an de domnie a început să caute pe Dumnezeu. Și cine caută, știți ce face? Găsește. Cine îl caută pe Dumnezeu, dacă ai venit la această conferință, dacă ai venit să-l cauți pe Dumnezeu, nu să cauți mai multe adrese de contacte de Facebook sau mai multe numere de telefon cu fete cu care să vorbești sau cu băieți, dar dacă ai venit, scopul tău principal, nu că ar fi rău asta, dar ascultă-mă, dacă ești într-o perioadă de căutare spirituală, dacă ai venit să-l cauți pe Dumnezeu în locul acesta, Dumnezeu se descoperă. Pentru că știți ce este creștinul? Îmi place așa de frumos ce spunea Andrei Scrima la un moment dat. Spunea, creștinul este un căutător găsit. Creștinul, asta este condiția creștinului, un căutător găsit. Adică noi îl căutăm pe Dumnezeu, dar Dumnezeu e cel care ne iese în cale și ne găsește. Binecuvântat să fie Domnul. La 16 ani împăratul Iosia îl caută pe Dumnezeu, într-o vreme în care fiecare căuta să se simtă bine, într-o vreme în care Dumnezeul acestor oameni era hedonismul, plăcerea de clipa ale păcatului. Împăratul Iosia îl caută pe Dumnezeu la 16 ani și îl găsește pe Dumnezeu. Și auziți, la 20 de ani, 4 ani de zile mai târziu, când are 20 de ani, câți de aici aveți 20 de ani? Mâna sus, aproximativ, plus minus. Bun, numai bun de însurat, în viitor apropiat. Domnul să vă binecuvânteze. Gândiți-vă acum la 20 de ani. La 20 de ani, în mod normal, când privești așa cu oarecare suspiciune la bă, e tânăr, 20 de ani, hai să fie, ok, știu că tu ești cu Domnul, știu că ești plin de pasiune, știu că acum umbli cu tricouri faine, cu pasionat și cu Ioan 3, cu 16, dar băi, 20 de ani totuși. La 20 de ani, știți ce face împăratul Iosia? La 20 de ani, dragii mei, nu erau picamere pe vremea aia, dar erau, cred că, barosuri din alea foarte puternice, ciocane mari. La 20 de ani, împăratul Iosia se ridică într-o zi și spune, ascultați-mă bine, oameni buni, începe reforma. Ce reformă? Distrugem toți idolii din țară. Pune mâna pe baros, pune mâna pe ciocan, pune mâna pe tot ce avem și spargem idolii din țară. Facem curățenie în țară. La 20 de ani împăratul Iosia dă o poruncă. Poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă printr-un amplu proces de reformă. E vremea să scoatem afară Baalii și Astartele din țară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia la 20 de ani își asumă responsabilitatea, dragii mei, să pornească una dintre cele mai ample reforme din întreaga istorie a poporului evreu. Astfel la 20 de ani. Ai zice, bă, a fost plin de râvnă la 16 ani. Hai că l-a ținut 4 ani. Focul ăsta, 4 ani l-a ținut, dar după aia... Și ce spune Biblia? La 26 de ani, după ce a terminat reforma asta, și-a dus-o până la Betel și la Dan, unde o spart cei doi viței care au fost, prin care au fost introduse idolatria în țară cu generații întregi înainte de el. Auziți? La 26 de ani, e tot pe calea Domnului. La 16 ani îl caută pe Domnul și îl găsește.
La 20 de ani începe reforma, e pe calea Domnului. La 26 de ani, la 18 ani de domnie, zice Biblia, că a început să se uite la templu și vede că templul e într-o stare de ruină degradată și spune, hei, trebuie să ne apucăm să reconstruim casa Domnului, trebuie restaurat templu. Pentru că omul acesta, dragii mei, tot pe calea lui Dumnezeu. Știți ce îmi place de împăratul Iosia? E un om care urmează calea lui Dumnezeu într-o vreme în care cei mai mulți se îndepărtează de ea. Și uitați-vă, îl vezi la 16 ani căutându-l pe Domnul, îl vezi la 20 de ani pasionat de Dumnezeu, îl vezi la 26 de ani pasionat de Dumnezeu. Pentru că omul acesta, dragii mei, l-a căutat pe Dumnezeu în permanență. Asta înseamnă să fii pasionat. Nu e o chestie de un foc, de o săptămână după o tabără, trei zile te ține râna, după care intri înapoi pe ceea ce a intrat înainte și pe vechile tale obiceiuri. Dragii mei, asta înseamnă să fii consecvent, să urmezi calea lui Dumnezeu când cei mai mulți se abate la ea. Îmi place foarte mult, de exemplu, ce spune Apostolul Pavel la un moment dat. Știți? La un moment dat Pavel s-a întâlnit și el cu Hristos pe drumul Damascului. Se pocăiește omul ăsta, îl cunoaște pe Hristos. Cine ești tu, Doamne? Sunt Hristos și pe care îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Intră în cetate și ți se va spune ce ai de făcut. Și Pavel intră în cetate și din ziua aceea, dragii mei, începe o viață nouă pentru el. Omul ăsta începe să slujească pe Dumnezeu. Știți, Pavel are niște realizări extraordinare. Deși a pornit ultimul cronologic dintre toți apostolii, probabil că a avut cele mai mari realizări spirituale. Și cu toate acestea, știți ce îmi place de Pavel? Apostolul Pavel spune cuvântul Domnului Filipeni, capitolul 3. După ce spune Pavel, știi, eu vreau să-L cunosc pe Hristos. Păi stai, Pavel, tu nu L-ai cunoscut. Nu, eu vreau să-L cunosc mai mult. Pentru mine, cunoașterea lui Hristos nu e doar un eveniment. Am fost 15 ani, am fost la o tabără de tineri și acolo am cunoscut pe Domnul. Și toată viața ta e doar în amintiri din trecut. Zice Pavel, nu, eu vreau să-L cunosc. Cunoașterea lui Dumnezeu nu e doar un eveniment. Cunoașterea lui Dumnezeu este un proces. Zi de zi de zi până în veșnicie. Și au zis, spune Pavel așa, nu că am și câștigat premiul. Păi am plantat 3 biserici, gata, mi-am făcut norma. Putea să zică lui Petru, lui Ioan, băieți, v-am luat fața. Nu, auziți? Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc. Filipeni capitolul 3 cu 12. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar știți ce? Fac un lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și ce îmi place de Pavel? Pavel, dragii mei, nu e omul care se uită la realizări. Pavel nu e omul care să se uite la ceea ce a făcut. Pavel se uită la ceea ce mai are de făcut. Pavel nu se mulțumește cu realizările. Pavel, dragii mei, caută responsabilitățile pe mai departe. Asta înseamnă, ascultați-mă, să fii consecvent, să urmezi calea lui Dumnezeu. Nu o zi, că ascultați-mă, sunt atâția care, și vă pot spune, atâtea istorii de tineri care au început entuziasmați, au predat într-o seară la o conferință, la o evangelizare, au plâns acolo, au ridicat mâinile, biruitor, eu voi cânta, și au început, și când mă lup pe genunchi și o rup biserica, un an de zile, la toate stăruințele, au fost pe tot locul, la 1000 de kilometri, dacă trebuia să duceau, plin de pasiune, un an de zile. Și după un an de zile, stinși. Oameni buni, ăsta la 16 ani îl caută pe Domnul. La 20 de ani e tot cu Dumnezeu, la 26 de ani nu se satură, merge mai departe. Pentru că înțelege că trebuie să existe o consecvență în viața spirituală. Că, dragii mei, pe prima 100 de metri toți suntem campioni mondiali la pocăință. Dar pocăința, dragii mei, nu e 100 de metri cursă din asta de doborâ recorduri. Dragii mei, pocăința este un maraton. E un maraton în care în fiecare zi trebuie să alegi. Și știți ce îmi place la Apostolul Pavel? Mă gândeam că totuși, măcar în clipa când știe că trebuie să moară, totuși s-o liniștit. Și spune Apostolul Pavel, dragii mei, în 2 Timotei, e ultima epistolă cronologic vorbind pe care omul ăsta o mai scrie. E undeva în anul 67, la finalul vieții lui, probabil că mai are câteva săptămâni, poate maxim luni de trăit, și au zis ce spune Pavel, m-am luptat lupta cea bună, zice, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, 2 Timotei 4 cu 8. Deci Pavel, dragii mei, e la finalul slujirii. Pavel știe că mai are puțin de trăit pe pământ, săptămâni, probabil maxim o lună, două, și auziți, are o cerere foarte ciudată. Pentru un om care știe că trebuie să plece de pe pământ în foarte scurt timp. Zice așa, când vei veni, versetul 13, 2 Timotei 4 cu 13, când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troala carp și cărțile
mai ales pe cele de piele. Pavel, dar ce vrei cu Biblia? Pentru ce-ți mai trebuie? Pentru ce-ți mai trebuie textele sacre? Păi nu, vreau să mai citesc. Păi Pavel, mai ai o săptămână și pleci în veșnicie. Nu, 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 nu contează. Dacă mâine știu că mor, astăzi trebuie să citesc Biblia. Înțelegeți? Asta face diferența. Omul ăsta până în ultima zi a vieții lui nu s-a săturat de Dumnezeu. Are un nesas din ăsta sfânt pentru Dumnezeu și pentru prezența Domnului, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne Domnul asta. Oameni buni, ca să fii un om pasionat, trebuie să urmezi calea lui Dumnezeu într-o vreme, într-o generație, când cei mai mulți, dragii mei, se abat de la ea. Trebuie să urmezi calea lui Dumnezeu și să înlături toate obstacolele care sunt pe calea ei. Ascultă-mă, întotdeauna pe drumul tău spre Dumnezeu vor fi obstacole. În calea lui Iosia, dragii mei, au fost temple idolești, mentalități, o cultură degenerată a vremii. Credeți-mă, la fel ca și astăzi. Și cu toate acestea, omul acesta a ales să înlăture toate obstacolele. Pentru că dacă nu vei înlătura obstacolele de pe calea Dumnezeu, te vor înlătura ele pe tine, de pe calea Domnului. Am terminat într-un triumfal an 2008. Institutul Teologic Pentecostal, împreună cu fratele meu, spuneam și ieri, colegi de suferință și cu o generație greu încercată. Țin minte că atunci când am terminat institutul, am plecat acasă cu o geantă din aia mare, mare de tot, borcane goale de la Zacuscă, care au fost terminate de mult, și aveam foarte multe vise acolo. Mi-imaginam pe vremea aceea mega church-uri, Rick Warren, biserica condusă de scopuri. Deja în mintea mea, în 2008, imaginam cum o să îmi aranjez mașinile în parcarea aia de 3.000 de locuri de la biserică. Toți aveam visele astea aproape, credeți-mă. Citeam despre mega biserici și ne imaginam cum o să transformăm noi, o să întoarcem România, o să facem. Și a avut grijă Domnul de visele mele. Țin minte că am ajuns într-o biserică, Biserica Speranța. Și acolo mi-o trebuie multă speranță. 2 ani și jumătate, vreau să vă spun că am trecut printr-un pustiu teribil. În anul 2009 m-am căsătorit și țin minte că tatăl meu, printr-un miracol, că nu-mi explic nici astăzi cum, că nu era un om bogat, a reușit să-mi cumpere o mașină, o Renault Laguna. Nu-i niciodată asta. Și mi-a zis tata, Dorel, eu ți-am cumpărat mașina de aici încolo, să te descurci. Eu nu aveam nicio sursă de venit, dar absolut nicio sursă de venit în vremea aceea. Și vreau să vă spun că frații au avut grijă ca Dumnezeu să șlefuiască caracterul meu, că 2 ani și jumătate nici măcar un leu n-am primit. Făceam slujire full-time în perioada aceea și 2 ani și jumătate n-am avut nici o sursă de venit. Trăiam de pe salariul soției mele. Și pe vremea aceea, țin minte că în 2009 a fost o criză economică foarte puternică și Băsescu a avut inspirația să taie 25% din salariile bugetarilor. Și când o tăia 25% din salariul soției mele de profesoară debutantă în învățământ, o tăiat în carne vie, efectiv. Trăiam împreună cu soția mea pe, dacă nu mă înșel, vreo 500 de lei. Asta a fost toată sursa de venit. Cam 110 euro, poate, în banii noștri. Să trăiești doi oameni, eram proaspăt căsătoriți și nu aveam absolut personal nicio sursă de venit. Ei, ții minte când s-o strica prima bucșă la Renault meu Laguna? 2.700.000, m-am speriat. Era jumătate de salariu de toate veniturile noastre. O bătu bucșa aia jumate de an, așa m-am dus cu ea. Toată lumea știa când apăream la biserică că troncănea bucșa aia de la mașină. Ei, A fost o perioadă de pustiu financiar foarte mare pentru mine. La un moment dat, țin minte că după aproape 2 ani de zile, efectiv am fost foarte, foarte ispitit să renunț la slujire. Cineva m-a chemat să mă duc în Germania, am găsit un loc de muncă și a zis, Dorel, poți să câștigi bine, știu că ți-e greu în țară, hai că, uite, ți-e greu, vin aici în Germania, mai faci și slujire, mai și lucruri. Și am zis, bă, dar eu m-am consacrat lui Dumnezeu, eu vreau să fac slujire. Știu, Dorel, da, uite, ți-e greu și, uite, dacă vrei, vină în Germania. A fost o perioadă foarte, foarte grea pentru mine. Și țin minte că, exact când mi-a fost mai greu,
Când eram pe punctul aproape așa să ciudez la un moment dat, mă cheamă un om din oraș, politician, consilier local, viceprimar era. A zis, domnul Coraș, n-ați vrea să veniți cu mine până la Oradea pentru că șeful cel mare vrea să vă cunoască. Șeful cel mare fiind șeful cel mare de la județ. Pe mine? Da. Vreau să aibă o discuție cu dumneavoastră. Veniți? Bă, ok. Nu-i politic, o să refuzi. M-am dus a doua zi la Oradea, țin minte, la Consiliul Județean, undeva acolo. M-a dus, m-au primit, am crezut că-s Băsescu, că eu zis acolo, sau Iohannis. Bă, ce mă primesc ăștia așa bine? Cafeluță, doriți, serviți o apă? Bine, m-am dus și un sacou să... Și vine șeful cel mare și zice, domnule Coraș, mă bucur să vă cunosc. Zice, eu sunt un om direct și eu, că și dumneavoastră, zice, n-a rost pe ocolișuri, uite care-i treaba. Noi, zice, vrem să schimbăm ceva în țara asta. Bun. Și zice, credem, uite, că tu ești un om potrivit prin care noi vrem să schimbăm niște lucruri. Domnule, zice, te-am urmărit undeva la o slujbă de mormântare, nu știu ce, zice, mi-a intrat la inimă. Și-a zis, uite care e treaba, vrem să-ți oferim un post de consilier local la primăria Ștei, ascultă-mă, Dorel, 2000 de lei pe lună, numai te prezinti la ședință, nu trebuie să faci nimic. Dar planul meu cu tine e mare. Eu vreau ca peste un an și ceva să te pun într-un post de deconcentrat, să-ți dau o funcție aici la județ, pentru că eu vreau să investesc în oameni așa ca tine. Și zice, ascultă-mă, îți spun de pe acum, jobul ăsta pe care l-am în cap pentru tine peste un an de zile, minim 4-5 mii de lei, pe lângă ea 2 mii consilier. Deci dintr-o dată număram 1700 de euro aproape, acolo făceam socotelile. Bucșa mea se rezolvă. Și eu zic către mine, domnul Coraș, batem palma sau nu? Și am zis, nu, îmi pare rău, nu pot să batem palma. De ce? Eu am bătut palma cu altcineva. S-a zis către consilier. Bă, ți-am spus să-l căutăm mai repede. Te-o căutat el azi, nu? Dom'le, nu. Eu am bătut palma cu ăla de sus în urmă cu mai mult timp de zile și am rămas cu el. Dar domnul Coraș, zice, noi tocmai de asta, zice, nu-i promet, tu fă lucrare acolo, tu slujește cu biserica, e foarte bine, toți, Doamne, toți ne temem de Doamne. Dar zice, hai să mă ajut și pe mine să schimbăm. Domnule, zic, vă mulțumesc, mă rog pentru dumneavoastră, dar vreau să vă spun ceva. Eu nu vin aici. Acum, mi-ar place să vă spun că așa, știți, pe momentul așa am fost foarte eroic. De când am ajuns acasă, și țin minte când am intrat în apartamentul lui Alexandru, vezi că a venit factura la curent, vezi că trebuie să plătim asta, îmi venea să fug înapoi la Oradea. A fost cel mai greu moment al vieții mele din punct de vedere financiar. A fost o ofertă foarte mare, foarte tentantă. Știți care a fost de fapt scopul celui rău în spate, cum dau seama și mi-e foarte clar acum? Era un simplu lucru. Dă-i ceva ca să poți să-l scoți din zona de dedicare și de pasiune a vieții lui. Asta vrea să facă diavolul cu noi, oameni buni. Vrea cu orice preț să ne scoată de pe calea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, când o să vrei să te consacri pentru Dumnezeu, când o să vrei să urmezi calea lui Dumnezeu, întotdeauna o să vină diavolul să-ți dea o ofertă prin cineva, prin altceva, ascultă-mă, să te deraieze de la calea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la împăratul Iosia, mai face un lucru pe lângă asta. Și ce face omul acesta? Își asumă niște responsabilități într-o vreme când toți fugeau de ele. Asta e un alt lucru pe care l-au oamenii pasionați de Dumnezeu. Nu numai că urmează calea lui Dumnezeu când cei mai mulți se abat de ele, dar oamenii ăștia pasionați de Dumnezeu, ascultați-mă, care sunt absorbiți de Dumnezeu, își asumă responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Acum gândiți-vă, Iosia avea 20 de ani. 20 de ani când ajunge împărat și declanșează cea mai amplă reformă din toată istoria poporului evreu. Și acum credeți-mă că n-a fost ușor. Pentru că reforma aceasta, împăratul Iosia, a presupus două lucruri foarte grele. Unu, să dărâm ce au construit alții rău înainte de tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia, dragii mei, a mai înlăturat toate templele idolilor care fuseseră făcute de către împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. 2 Împărați 23:19. Și ce a trebuit să facă Iosia? Ce au fost responsabilitățile lui foarte mari? Să dărâm ce au făcut alții rău înainte de tine. Și, dragii mei, trebuie să fim onești, trebuie să recunoaștem de foarte multe ori, chiar în mediul bisericesc, au fost lucruri clădite pe mentalități, pe tradiții, pe încredințări, dar care nu sunt biblice. Și credeți-mă că nu e ușor, la un moment dat, să vii cu Scriptura acolo unde oamenii au foarte multe încredințări și datini.
Dar împăratul Iosia, dragii mei, și asumă responsabilitatea asta, riscă să devină nepopular, riscă la un moment dat să cadă la votul bisericii, dacă ar fi să contextualizăm în vremea noastră, riscă să îi pună în cap pe unii pe care n-ai vrea să ți pui în cap. Și cu toate acestea, omul ăsta la 20 de ani știe ce face și asumă responsabilități. E o vreme, dragii mei, în care cei mai mulți fug astăzi de responsabilități. Orice, numai să nu-i dai responsabilități. Orice, fac orice, dar vreau voluntar, nu vreau cu responsabilități. Dacă mă bag, nu vreau să mă complic, nu vreau să sufăr, nu vreau să mă deranjeze nimeni. Dragii mei, împăratul Iosia dărâmă ce au făcut alții rău înainte de el, dar știți ce mai face? O altă responsabilitate. Repară ce au stricat alții înainte de el. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Cronici 34:11, că omul ăsta, știi ce face? Restaurează templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Știi cine a distrus casa Domnului? Împărații, ca taică sau bunicul sau înainte de el. O trebuie, dragii mei, să se rupă de moștenirea de la bunicul său și de la tatăl său, pentru că și-o asuma responsabilități. Să nu credeți că e ușor să-ți asumi responsabilități astăzi. Să nu credeți că e ușor să-ți asumi responsabilități în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori înseamnă să te pui rău cu oamenii. Pentru că de foarte multe ori înseamnă să intri în conflicte. Dar ascultați-mă, împăratul Iosia, cu riscul, ascultați-mă, să fie nepopular, cu riscul de a fi amenințată viața, omul ăsta pune mâna pe baros și spune: voi face lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de consecințe, de prețul pe care trebuie să-l plătesc. Vreau să vă spun ceva, există un preț. Ori îl plătești aici pe pământ, ori să-l plătești dincolo. Putea să zic că Iosia e prea tânăr, am 20 de ani. Mai stăm 10 ani să prind rădăcini pe tron și după aia mă mai gândesc. Putea să zic că Iosia: Doamne, numai puțin. Cea mai mare scuză, știți care e multora? Doamne, n-am făcut eu lucrarea asta. O făcut-o alții. Doamne, n-am stricat eu templul, l-a stricat taică meu și bunicul meu și împărații care au fost înainte de mine. Nu putea să se debaraseze foarte simplu Iosia de responsabilitate, ba da, dar n-o face. Pentru că omul ăsta, ascultați-mă, nu e omul scuzelor, e omul soluțiilor. Oamenii care își asumă responsabilități nu vin înaintea lui Dumnezeu cu scuze. Doamne, sunt prea tânăr, știi, sunt prea tinit. Doamne, eu nu pot să fac alții. Ca Moise, trimite pe altul, nu pe mine, că sunt prea tânăr, sunt prea bătrân, sunt gânga, n-am probleme cu vorbire, am nevoie de medic logoped. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că împăratul Iosia, știi ce face? Își asumă responsabilități. Într-o vreme când cei mai mulți fugeau de ele. Știți cât de greu este să lucrezi? Și eu am văzut cu generația tânără ca să-și asume responsabilități. Nu o spun ca o critică, o spun ca o observație. Țin minte când am început și eu o reformă în biserică. Aveam la întâmpinare, nu știu cine l-a pus acolo, dar să unii să pun și dacă nu-i pui tu. Unii se așează ei. Aveam un frate care era și casier pe vremea aia. E un frate simpatic. Numai că numai bun nu era depus la întâmpinare. El stătea la întâmpinarea fraților la biserică. Imaginați-vă, aveam evanghelizare. Pacea Domnului, bine ați venit la biserică. Fugeai din biserică, fugeai. Deci când îl vedeai, fugeai, rupeai pământul. Și mă gândesc eu, prima mea mare reformă din pastorație. Schimb, nu mai las pe fratele casier, îl las la casierie și vreau să pun doi tineri, un băiat și o fată, la întâmpinarea, la welcome în biserică. Și în mintea mea tot mă gândesc pe cine să pun. Perfect. Pun ochii pe un băiat tânăr care văd că ce trebuie avea, un smiley face așa tip american, zâmbitor, ăsta zâmbea și când trebuia să zâmbească, zic că ăsta e perfect. Și țin minte că mă duc la el într-o zi și spun: hai încoace. L-am luat așa foarte spiritual. Bă, îl iubești pe Domnul? Da, frate Dorel. Îl iubești? Frate Dorel, din toată inima mea. Zic, fii atent. Vreau să te pun la întâmpinare. De duminică te duci acolo în față, vii mai repede la biserică și tu o să dai mâna: bine ați venit la casa Domnului, bine v-am găsit. S-a uitat la mine. Nu. Cum nu? Frate Dorel, pe oricine? Nu pot. Păi, dar de ce nu poți? Frate Dorel, vai, zice, nu, eu am emoții. Ce emoții să ai, mă? Dai mâna cu oamenii, le zâmbești și spui: bine ați venit. Nu pot, frate Dorel, sunt așa de timid, eu nu pot. Uite, mă ia cu transpirație acum. Eu îl văzusem cu 2 zile că m-am dus arbitru la un meci de fotbal, mă rog, prima și ultima dată. Să nu se accidenteze, frații. Și ăsta am eu. Țin minte că așa o intra printr-o lunecare la un moment dat. Sergio Ramos, pe vremuri, era copil mic pe lângă el, credeți-mă. Era să rupă toate picioarele pe o rază de 3 metri, așa, când a intrat. Și la un moment dat, ce, că nu a fost fal? Și am zis: bă, ăsta e bun, are atitudine. Eu convertim cumva.
Și zic, bă, tu ești timid? Sunt foarte timid, frate Dorel. Bă, dar la altăieri, dar acolo e altceva, frate Dorel. Crede-mă că nu l-am putut convinge să vină să stea la ordine. O trebuie să stăm încă un an cu fratele care nu putea să zâmbească. Și care, vezi că ai uitat să dai bani, vezi că ne-ai dat 10 ori. Era bun pe partea asta, trebuie să recunosc. Dar știți, oamenii fug de responsabilități. Împăratul Iosia, dragii mei, și-asumă responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Mai mult de atât, uitați-vă un alt lucru care îl caracterizează pe omul ăsta și credeți-mă, este apanajul oamenilor pasionați de Dumnezeu. Și ce fac oamenii ăștia? Intră la un subiect sensibil. Oamenii ăștia știu ce fac? Dăruiesc de la ei. Dăruiesc de la ei. Bagă mâna în buzunar. Când cei mai mulți strâng numai pentru ei. Știți, totul e până la bani. Țin minte și acum că a fost un pastor american, Andy Stanley, care o boteza pe un om de afaceri. Povestea s-a predat ăla, s-a pocăit, era un multimilionar de el din oraș. Și a zis, în ziua botezului, toți erau îmbrăcați în haine albe și eram acolo în baptisteriu, eu împreună cu fratele, cu păstorul asistent, zice, și la un moment dat vine fratele ăsta, îl văd că intră în bazin, cânta acolo grupul de laudă și închinare și văd pe fratele ăsta îmbrăcat tot în alb și așa era portofelul meu. Frate, vezi că ți-a uitat portofelul. Știu. Nu, vezi că ai portofelul, vezi că intri în apă, cardurile, ai grijă că... Știu. Bă, dar... Frate, vreau să spun ceva. Astăzi, eu și portofelul meu ne vom boteza împreună. Amin. Ziceți amin asta. Înțelegeți? Uitați-vă. Bun. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul reformei, în timp ce se restaurează casa lui Dumnezeu, se descoperă ceva. Și ce se descoperă? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că este găsită cartea legii. Dumneavoastră realizați că pe vremea aceea oamenii ăștia nu prea aveau Biblia. Și e un mare șoc la un moment dat când unul găsește cartea legii, spune cuvântul lui Dumnezeu și o aduce și Șafan, spune Biblia, logofătul, o citește în fața împăratului Iosia. Și în timp ce se citește legea, spune cuvântul Domnului, că e atât de șocat împăratul Iosia, încât spune Biblia că și-a făcut, și-a rupt hainele și a zis, Doamne ferește, băi, pe unde, noi suntem praf! Eu am crezut că suntem ok, dar uite ce scrie în Biblie, uite ce scrie în cuvântul Domnului, uite ce scrie în lege. Și auziți, la un moment dat, împăratul Iosia își dă seama, dragii mei, că oamenii ăștia de mult nu mai sărbătoreau poruncile lui Dumnezeu, nu mai celebrau sărbătorile Domnului și zice împăratul Iosia, poruncă de la împărăție, decret regal, oameni buni, trebuie să ținem înapoi Paștile. Ăștia nu mai țineau Paștile, oameni buni. O sărbătoare atât de importantă, poruncită de Dumnezeu și o zis împăratul Iosia, ne pregătim de sărbătoare, trebuie să ținem Paștile. Și spune la niște evrei că trebuie să dea fiecare ceva. Știți că românii sunt cunoscuți pentru faptul că știu să strice banii foarte repede, evrei știu să-i adune, să nu-i consume deloc. Dar acum du-te, spune la niște evrei că trebuie să dea de la ei fiecare. Doamne, pune-l altul pe inimă, dar nu-l mie. Auziți ce spune Biblia 2 Cronici 35:7? Omul ăsta dă la el. Când cei mai mulți strângeau numai pentru ei. Spune Biblia așa că împăratul Iosia, dragii mei, a dat 30.000 de miei și capre, 3.000 de boi. Și spune cuvântul lui Domnului, auziți, aceștia au fost luați, știți de unde? De unde le-au luat? Băieți, punem o taxă, creștem impozitul, punem TVA-ul de la 19% la 25% că trebuie să ținem Paștile. Și ce spune Biblia? 30.000 de miei și 3.000 de boi, zice Biblia, că toți aceștia au fost dați, știți de unde? Din averea împăratului. Pentru că a zis împăratul Iosia, noi trebuie să sărbătorim pe Domnul. Dar știți cum trebuie să o facem? Sacrificial. Eu sunt primul care dă. Pentru că oamenii ăștia, dragii mei, oamenii ăștia lui Dumnezeu, știți ce fac? Dăruiesc de la ei. Asta înseamnă să fii pasionat. Toți suntem, ascultați-mă, foarte pasionați. Când trebuie să pui 50 de euro, ți se blochează vorbirea în alte limbi.
Toți vorbim că e gratis, toți dacă trebuie, toți mâinile pe sus. Frate, trebuie să pui 100 de euro într-o lună de zile, uite, trebuie să pui pentru lucrarea Domnului. N-am. No tengo dinero, atât știu și eu în spaniol. Dacă am zis bine, corectați-mă. Dacă... Înțelegeți? Dar noi suntem tineri, noi avem bursă, noi suntem... Ascultați-mă, nimeni nu-i prea sărac să n-aibă ce să dea lui Dumnezeu. Nimeni. Împăratul Iosia, dragii mei, știi ce face? Dă din averile lui. Omul ăsta dă de la el. E un om, dragii mei, care înțelege ce înseamnă spiritul de sacrificiu. Știți cât de pasionat ești? Se vede după cât dai. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis la un moment dat Rockefeller, J.D. Rockefeller, primul, nu știu că acum e conspirația, cu oculta mondială, cu masonii, cu, mă rog, e altceva, dar primul, J.D. Rockefeller, a zis o chestie, ăsta a donat sute de milioane de dolari în banii noștri bisericilor. Și ce a spus J.D. Rockefeller, este așa, dacă n-aș fi fost în stare să dau zeciuială din 3 dolari care îi câștigam pe săptămână, n-aș fi fost capabil să dau mai târziu din sute de milioane zecioală. Dacă nu poți să dai din 5 euro zecioală, nu o să dai nici din 1000, crede-mă. Dacă nu poți să dai din 1000 de euro zecioală, nu o să poți să dai nici din 5.000, nici din 10.000 niciodată. Dar asta înseamnă, știi ce să faci? Înseamnă să înveți lecția sacrificiului. Împăratul Iosia o dat de la el. Deja minusul a stins când ați ajuns la capitolul ăsta. V-ați gândit, Doamne, că nu mai îmi cumpăr iPhone-ul ăla și trebuie să dau bani la biserică. Ultimul principiu, și vreau să ne apropiem de încheiere, pentru că totuși vreau să mai puteți mânca după asta. Se dă, nu? Amin. Dacă nu-i prea tare hrana asta, sper să nu fie indigestie. Ultimul principiu pe care îl văd în viața lui Iosia și care, dragii mei, ține de pasiune foarte mult. Mergi mai departe când foarte mulți se opresc în același loc. Asta înseamnă să fii pasionat. Știți unde e diferența dintre oamenii pasionați și oamenii ăștia care pretind o formă de evlavie spirituală? E nu numai că oamenii ăștia urmează calea lui Dumnezeu când mulți se abat de la ea, că își asumă responsabilități când mulți fug de ele, că dăruiesc de la ei când cei mai mulți strâng numai pentru ei, ca o arici vorba aia la buzunar. Dar mai mult de atât, oamenii ăștia cu adevărat pasionați de Dumnezeu, știți ce fac? Precum Iosia, merg mai departe când cei mai mulți se opresc în același loc. Acum vreau să vă spun ceva. Eu nu pretind astăzi aici că Iosia a fost omul perfect. A făcut multe gafe. Una la un moment dat l-a costat viața, că s-a băgat într-un război care nu-l privea pe el. Dar, dragii mei, și mai știu o vorbă de-a lui Balzac, care se aplică foarte bine, că în spatele marilor chirurgi stau cimitere întregi. În spatele marilor chirurgi, dacă aveți, numai să nu experimentați totuși pe noi situația asta, dar în spatele marilor chirurgi stau cimitere întregi. De foarte multe ori, dragii mei, învățăm lecții dureroase ale vieții din lucruri pe care nu le facem tocmai potrivit. La fel este și Iosia. Au făcut, ascultați-mă, nu spun că tot ce a făcut omul ăsta a fost perfect, dar e o chestie foarte interesantă. Și de ce? Pentru că Biblia, dragii mei, la un moment dat mai vorbește despre împărați care au făcut ce este bine. De exemplu, Ezechia, despre el Biblia spune că a făcut ce este bine, dar e un dar acolo. Totuși, încă a lăsat înălțimile să mai existe pe vremea aceea. Iotam, despre el Biblia spune că a făcut ce este bine. Iosafat, și despre el spune Biblia că făcut ce e bine, dar încă pe vremea lui poporul încă se destrăbăla. Dar au zis, doi împărați, 23 cu 25, no, ăsta, dragii mei, nu m-a mai lăsat să dorm aproape toată noaptea. Pentru că m-a contrariat și m-a șocat în același timp. Și totuși, e din Biblie. Ce spune cuvântul Domnului aici? Și ce spune? Ce spune? Înainte, ascultați, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul cum? Ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, cum? Întocmai după toată legea lui Moise și nici chiar după el, zice Biblia, că nu a mai fost altul. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Paștele, cum le-au sărbătorit atunci împăratul Iosia cu poporul, n-au mai fost sărbătorite, știți de când? De pe vremea cui? În felul acesta. Nici măcar pe vremea lui David. Zice că de pe vremea lui Samuel, spune cuvântul Domnului, că în Israel n-au mai fost ținute Paștele cu atâtea respect față de legile Domnului, precum au fost ținute pe vremea lui Iosia. Adică știi ce face Iosia?
genul ăla de oameni care nu se mulțumesc cu puțin. Am venit, frate, 3 ani de zile m-am implicat, acum mai las pazi. Dacă ăsta e gândul tău, e unul nobil. Dar foarte mulți, de fapt, în spatele acestei afirmații, o formă de abandona. Sunt oameni care fac ceva, sunt oameni care se implică un an, doi, trei și spun am făcut destul, oricum în comparație cu alții, eu m-am implicat. Dar știu ce spune Biblia? Reperul lui Iosia n-a fost nici măcar un alt împărat. Pentru că omul ăsta pur și simplu știe ce face. Merge mai departe când cei mai mulți s-au oprit în același loc. Au făcut lucruri bune, zice Biblia, dar nu s-au dus până la capăt. Împăratul Iosia a făcut praf tot ce a prins în fața ochilor, tot ce era rău. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să scapi de o chestie tipic românească. George Călinescu, nu știu dacă o să vă spună numele ăsta ceva, e unul dintre cei mai mari critici literari români. Și George Călinescu, la un moment dat, ții minte că ne-o traumatiza la liceu, aveam Enigma Utile, ții minte, nu trebuia să... Dar George Călinescu a zis, la un moment dat, o chestie care m-a supărat, dar mi-am dat seama că e adevărată. Și a zis așa, trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Dar noi suntem în Spania, noi sunteți români, nu puteți scăpa de asta. E o boală incurabilă. Îi m-o lipsi și pe spaniol, dacă trebuie. Dar avem parcă acumulat cumva genetic chestia asta noi, mediocritatea. Facem ceva, ascultați-mă, avem atâta potențial, dar ne oprim și zicem, ajunge. Mergi mai departe, când cei mai mulți se opresc în același loc. Ați început 20 de tineri un grup de rugăciune și v-ați adunat la rugăciune în fiecare săptămână. Și la un moment dat ai trezit că numai doi au mai rămas, după 3 luni de zile. Și poate că ai rămas singur. Și îți vine să te oprești și tu. Și îți spune Dumnezeu, spune, și ceva nu te opri, du-te mai departe. Du-te mai departe. Știți ce fac oamenii pasionați? Sunt oamenii care, acolo unde se opresc toți ceilalți, sunt oamenii care merg mai departe. Sunt oamenii care merg mai departe. De fapt, mediocritatea, dragii mei, știți ce este? O închisoare a minții. Mediocritatea este o închisoare a minții din care vreau să vă spun că doar cei curajoși pot să evadeze. Îți trebuie curaj în această zi. Îți trebuie curaj să te ridici din mediocritatea care caracterizează de foarte multe ori și închinarea și slujirea și tot. Îți trebuie curaj să mergi mai departe. Când cei mai mulți fac repetiție 5 minute înainte de biserică, nu lasă că e bine acum, hai că e ok. No, și ne încurcăm la 3 strofe. Nu, nu, nu. Și ce înseamnă? Înseamnă să repezi dacă trebuie de 30 de ori cântarea aia. Și ce înseamnă să ieși din mediocritate? Înseamnă că atunci când poate trebuie să dea un îndemn la biserică, la tineret, să nu vii... Știți cum fac unii? Ce ne dă Domnul? Numeri... Fraților, și din numeri Domnul poate să ne vorbească. Și unii vin cu Biblia ca decor, dar nu zic nimic din ea, dar e decor aici, îi sună bine, au Biblia în mână. Înseamnă să te pregătești pentru îndemnul ăla. Știi cât? Ori întregi. Ori întregi. Pentru că e ca pentru Domnul. Și asta într-o zi va face diferență. Poate că nu azi, poate că nu mâine, poate că nu poi mâine, poate că nu o să vezi roadele azi, poate că nu o să vezi nici măcar peste un an. Dar vine o zi când o să vezi diferența. Pentru că oamenii pasionați de Dumnezeu, oamenii fascinați de Dumnezeu, merg mai departe, acolo unde toți se opresc în același loc. Acolo unde alții ar renunța, ăștia merg mai departe. E un moment care mi-a marcat slujirea și cu asta închei. E un moment care mi-a marcat slujirea, vreau să vă spun, extraordinar de mult. Cu ani de zile în urmă eram invitat undeva la o seară de evanghelizare, era deschidere, era o săptămână întreagă de evanghelizare la o biserică în România, a noi în Ardeal. Și
Trebuia să predic lunea seara la deschiderea săptămânii de evanghelizare și țin minte că în biserica respectivă, în biserica aceea, aveam un prieten. Și țin minte că m-a sunat cu vreo săptămână înainte și mi-a zis: Dorel, știu că luni o să fii la noi. Da, zic, uite, a zis: Dorel, nu poți cumva veni mai repede. Și așa ne vedem foarte rar, n-apucăm să ne vedem. Auzi, n-ai putea face cumva să vii măcar cu o oră mai... Să stăm și noi puțin. Păi zic, cum să nu? Hai că fac cumva și vin mai repede. Într-adevăr, luna aceea m-am pornit mai devreme și am ajuns la 6 începea evanghelizarea, la 5 am fost la biserică. Zic, hai că ne vedem la biserică, cum mai avem timp după aia, stăm aici în biserică. Ajung la biserică, țin minte și acum ziua aia și scena aia, cadrul ăla pe care nu o să lui cât trăiesc. Ajung la biserică și în holul bisericii îl văd pe el și o văd pe soția lui. Cunoșteam bine. Știi, îți dai seama când un om e ok, chiar dacă el spune că e ok. Îți dai seama la un moment dat că ceva se imprimă pe față când e o suferință în inimă. Și am zis, nu sunt o mare profiler din asta, dar îi zic, băi, tot ok? Sunteți bine? Am fost. Ce s-a întâmplat? Dorel zice, tu știi istoricul nostru. Și zice, istoric? Știu cu problemele soției mele, cu pierderile de sarcină și soția lui pierduse vreo 5 sarcini în primele 3 luni de zile. A pierdut vreo 5 sarcini, dacă nu mă înșel. Și până în a treia lună și pierdea sarcina. Și zic, stai puțin, da, ok, dar acum e ok, nu? Știam că trecuse acum de perioada aia critică și era în luna a șasea. Ajunsese cu sarcina în luna a șasea. Și am zis, bă, dar e ok, știu, zic, dar acum... Dorel, azi noapte m-a trezit soția și mi-a zis, ascultă-mă, dragă, ceva nu e ok cu copilul. Am încercat să o liniștești și am spus, dragă, știu că ești cumva marcată de istoricul ăsta al pierderii sarcini, dar e ok, hei, e ok. Și a zis, nu, ceva nu e ok. Crede-mă, ceva nu e ok, hai să plec în spital. Ne-am dus azi noapte la spital și a zis, după câteva investigații, după ce ne-au făcut mai multe investigații, am primit azi dimineață, pe la 4:30, am primit vestea că inima băiețelului nostru, care trebuia să vină pe lume, peste 3 luni de zile, a încetat să mai bată, a murit. Stai. Poftim? Copilul a murit. Și am zis, stai, dar ce faceți voi aici? Ce faceți la biserică? Nu trebuia să fiți la spital? Nu trebuia să fiți în spital? Ba da, zice, dar medicul chirurg care trebuie să îmi facă o operație de curetaj, să-mi scoată copilul din pântece, e la Viena și vine pe drum, ajunge mâine dimineață. Și am zis, stai puțin, și ce faci la biserică? Ce faceți voi la biserică aici? Și a uitat la mine și a zis, Dorel, cum adică ce facem la biserică? Știi bine, oameni buni, ce faceți la biserică? Păi cum adică, noi cântăm. Dorel, tu știi că sunt grupul de laudă și închinare împreună cu soția, cum adică ce facem? Îl slujim pe Domnul seara asta. Ce faceți? Slujim pe Domnul, Dorel, ce... Vă spun sincer, zic, cum adică, voi cântați în seara asta? Da, cântăm în seara asta. Era liderul de laudă și închinare în biserică. Efectiv, mi-am pierdut cuvintele, n-am știu ce să mai zic, în mintea mea ceva nu făcea legătură. A început programul, țin minte că s-a dus prietenul ăsta meu împreună cu soția lui, care purta în pântecele un copil mort la 6 luni și a doua zi, dimineața la 8, avea programată operația de curetaj să-i scoată copilul. S-au dus în față cu grupul de laudă și de închinare și el a spus ca și cum nimic n-ar fi fost. Vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu este vrednic să fie slujit. Dumnezeu este vrednic să fie glorificat.
Și a zis, haideți să ridicăm toți în picioare. Și țin minte că în timp ce s-a ridicat în picioare toată biserica, eu m-am dus cu fratele păstor la amvon și nu o să uit niciodată prima cântare pe care au ales o cânte. Domnul e bun. Oricând. Domnul e bun. Oricând. Dacă treci prin valea morții și sunt umbre în jurul tău, mâna lui te va conduce ocrotit să fii de rău. A promis că nu te lasă singur părăsit, pentru că spune refrenul Domnului, Domnul e bun. M-am dus cu fratele păstor, în timp ce ei cântau, ne-am pus în spate la amvon și știți, e ritualul că te pui pe genunchi. De cele mai multe ori vă dau ceva din interior. Ne rugăm. Dar literalmente îmi era greu să mă mai ridic de pe genunchi. Pentru că n-am întâlnit niciodată în viața mea pe nimeni să poată sluji pe Dumnezeu în condițiile astea. M-am pus jos cu greu. Mi-am băgat capul în Biblie să mă facă citesc din Biblie, să nu mă vadă oamenii. Și zice, pentru că m-am simțit ultimul om. Zice, ce caut aici? Seara aia, dacă mi-a fost rușine vreodată de mine ca slujitor, a fost în seara aia, mai mult ca orice când, știți de ce? Au fost momente când pentru că m-a durut măseaua, nu m-am dus la biserică. Au fost momente când m-a durut spatele, coloana, că mai am probleme, mai te atinge Domnul așa când trebuie câteodată și au fost momente când am spus, frate, nu mai pot să vin la biserică, că am dureri de spate. Și mă uitam la oamenii aia. Și mă uitam la femeia și mă uitam la prietenii mei. Adică, cum să cânți că Domnul e bun și ai în pântece tale un copil mort? E a șasea sarcină pe care o prezi. Ei s-au căsătorit la jumate de an distanță de mine. Eu aveam doi copii, doi băieți. Cum să cânți că Domnul e bun? Nu e așa că e o nebunie din punct de vedere uman, logic, rațional? Nu e așa că n-are niciun sens? Dar vreau să vă spun ceva. Doar cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, doar cei care trăiesc pentru Dumnezeu, pot să facă lucrul ăsta și ăștia sunt oamenii pasionați. Putem să vorbim, putem să... Ascultați-mă, putem să scriem mai mare dacă... Putem să ne punem și pe spate. Eu am trăit cu 16. Putem să ne blindăm mașinile cu peștișori din aia. Putem să ne umplem mâinile cu brățări din aia, cu What will Jesus do? Putem să facem tot felul de proclamații și de incantații. Dar dacă Dumnezeu nu e în inima mea, dacă nu-L iubesc pe El mai mult decât orice, dacă nu-L iubesc Dumnezeu, dacă nu-L iubesc pe Hristos mai mult decât banii, dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, cum se spunea și ei, mai mult decât plăcerea acestea de o clipă ale păcatului, decât pofta lumii, dacă nu-L iubesc mai mult pe Dumnezeu decât visele mele, decât planurile mele, decât dorințele mele, decât proiectele mele, dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, pot să spun orice, dar nu pot să spun că sunt pasionat de Dumnezeu. Împăratul Iosia e o rară licărie, un exemplu atât de șocant pentru o generație. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când împăratul Iosia moare într-o luptă în care nu trebuia să mă agați, a fost greșeala vieții lui. Dar ce spune Biblia? Zice Biblia că a fost plâns de întreg poporul. Știți de ce? Că au înțeles că a plecat dintre ei un mare om al lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că profetul Ieremia a compus un cântec de jale pentru omul ăsta. Știți de ce? Pentru că a înțeles ce a însemnat omul ăsta. Și ascultați-mă, genul ăsta de oameni pasionați, uneori, știți când ne vom da seama cât de mare au fost? Când nu vor mai fi între noi. O să-ți dai seama cât de mult a contat un om cu adevărat din ăsta în biserică. Știți că nu când îi ai în biserică, ci când nu-i mai ai. Țin minte când a murit la noi la Ștei, în urmă cu vreo 5 ani de zile, o soră.
Femeia asta, oameni buni, nimeni nu băgam în seamă în biserică aproape. Dar era femeia care, vreau să vă spun, a făcut mii de kilometri într-o cârjă pentru Dumnezeu. Era femeia care în fiecare săptămână mă suna: frate Dorel, vezi că am fost la fratele Cutare, vezi că n-au lemne pe iarnă, vezi dacă putem să facem ceva. Era femeia care tot în ziua, ascultați-mă, era la telefon și suna pe surori și ne încuraja și ne îmbărbăta. Mergea într-o cârjă, kilometri întregi, să viziteze oameni care aveau probleme și necazuri. Știți când ne-am dat seama? Știți când ne-am dat seama că avem un gol în biserică? Știți când mi-am dat seama? Când n-am mai văzut-o în biserică, când noi am auzit rugăciunea fierbinte, atunci mi-am dat seama ce am pierdut. Atunci ne-am dat seama cine am avut, pe cine am avut cu adevărat în biserică. Și spune Biblia că l-au plâns pe Iosia, pentru că vom vedea cu adevărat valoarea unor oameni pasionați. Știți când? Când nu-i mai avem. Și te miri de ce uneori nu mai merg lucrurile de fel în biserică. Pentru că nu-i mai Iosia. Pentru că nu-s mai oamenii aia care să lase totul. Ești uneori ca păstor prins și frații păstori vă pot confirma. În situații în care trebuie să trimiți pe cineva undeva, n-ai cum să vii că tu ești în altă parte și trebuie să suni pe cineva să meargă la spital. Și sunt, nu pot. Toți. Dar e unul acolo ca Iosia care spune: când? În 5 minute sunt acolo. Las totul, plec de pe șantier, nu contează, las totul, mă duc. Dar sunt oameni rare ăștia. Și mi-aș dori. Fiți ca Iosia. Trăiți-vă viața că atunci când veți pleca din lumea asta, biserica să vă plângă și cerul să se bucure. Că mergeți în prezența lui Dumnezeu. Haideți să ridicăm în picioare. Rogă-te Domnului și spune-i: Doamne, vreau să fiu un om pasionat pentru Tine. Ajută-mă, Doamne, să fiu responsabil, să-mi asum responsabilitatea, să nu mai fug de ele. Am refuzat de 5 ori, Doamne, în ultimele 2 luni de zile să mă implic și m-a tot spus fratele păstor: hai, ajută-mă aici. Și nu te-ai dus. Spune: Doamne, mă ofer eu. Doamne, am început, Doamne, să merg și pe o altă cale decât pe calea Ta. Doamne, mă întorc înapoi pe calea Ta și nu las ca nimic să mă distragă de la ea. Am început atât de entuziasmant acum azi 2 ani de zile școala biblică și am abandonat-o după jumate de an, după un semestru. Mă întorc înapoi, Doamne, la Scriptură. M-am înscris, Doamne, la cor și am participat jumate de an și am fost entuziasmat, dar mi-a pierit pasiunea, că mi-a dat seama că se suprapun repetițiile cu meciul de fotbal. Doamne, renunț la fotbal și vin înapoi la cor și mă implic înapoi și vin la repetiții, Doamne. Vreau să-mi asum responsabilități, Doamne. Doamne, am fost atât de binecuvântat, Doamne, am atâtea lucruri în averea mea. Mai binecuvântat, Doamne, în țara asta, cum puțin poate-s binecuvântați. La anii mei, Doamne, am reușit să strâng atât de mult, dar iartă-mă, Doamne, că am fost un zgârcit în ultima vreme. Doamne, aleg să dau, Doamne, chiar dacă alții nu dau, aleg să mă sacrific chiar dacă alții, Doamne, țin numai pentru ei. Doamne, vreau să fiu ca Iosia. Și dacă nimeni nu dă, Doamne, când e pentru sărbătoarea bisericii, pentru lucrarea Ta, pentru planul Tău, pentru proiectele Tale, Doamne, mă implic, mă sacrific și nu dau, Doamne, 10, nu mai negociez procente cu Tine, dau mult mai mult. Pentru că Tu-ai dat totul. Și aleg, Doamne, să merg mai departe, când alții se opresc, când alții spun gata, să mai facă și alții, m-am implicat destul, m-am slujit destul, să mai facă și alții. Nu, Doamne, reperul meu nu sunt alți oameni. Reperul meu nu e altcineva din biserică. Reperul meu, Doamne, nu este cineva care a făcut cât am făcut eu, s-am făcut cu 5 mai mult la 100 decât el. Doamne, reperul meu e Hristos, care a mers mai departe, care a mers la Golgota, când Petru încerca să-l oprească. Nu te du! Trebuie împlinit și asta. Pentru că dacă pocăința ta nu trece pe la cruce, nu o să ai parte niciodată de premiul chemare cerești. Nu există premiu fără cruce. Nu există cunună de slavă fără cunună de spini. Doamne, am fugit de cununa asta de spini până acum. Dar iartă-mă, Doamne, că practic fugind de ea m-am rușinat de Tine, Tu care ai purtat-o pentru noi toți. Aleg, Doamne, dacă trebuie să port, o port cu demnitate, pentru că e numele Tău, Iisuse, pentru că ești Tu, Doamne.
Vreau să bată inima asta pentru tine, Dumnezeule, 100%. Nu mai negociez fărâme de timp, procente, ci vreau să vii în totalitate în viața mea și în inima mea. Aprinde mine un foc la conferința asta. Doamne, stinge focul lumii, Doamne. Stinge pasiunile acestei lumești, Doamne, și aprinde focul, focul chemării tale. Aprinde-l în viața mea. Fă să nu se mai stingă niciodată, Dumnezeule. Și dăm puterea să-l alimentez. Să-l alimentez, Doamne, cu slujire. Să-l alimentez cu lacrimi. Să-l alimentez, Doamne, Dumnezeule, cu pasiune. Și să fie nestins. Doamne, aprinde o torță vie aici. O flacără vie și puternic. Te rog, Doamne, umple-ne inima de pasiune. Haideți să ne rugăm Domnului să ne umple de pasiune pentru El, 100%.